În urmă cu câțiva ani, Valerian Ioan reușea să ducă Naționala de Basket Feminin la turneul final al campionatului european după o pauză de 16 ani. Târgovișteanul s-a retras între timp de la cârma primei reprezentative, însă a rămas un apropiat al lotului. În opinia directorului adjunct de la CS Târgoviște, România va avea o misiune dificilă într-o grupă din care mai fac parte Letonia, Israel și Serbia. Valerian a vorbit despre pericolul reprezentat de Shai Doron, fostă componenta campioanei MSM Târgoviște, care face parte din lotul formației israeliene. Cu dumneavoastră, Timon, România s-a calificat la un turneu final și a făcut-o într-un mod entuziasmant. Acum, din nou, se întoarce la Târgoviște, Naționala României. Îi poartă noroc orașul? Da, putem să spunem că orașul Târgoviște poartă noroc Naționalei Feminine de Basket. Am calificat România la europene după o pauză de 16 ani, cu jucătoare care au jucat și anul acesta la Târgoviște. Va fi un avantaj mare pentru lot, pentru că cel puțin 3 jucătoare vor face parte din lotul național din echipa Târgoviște. Și când spun acest lucru, mă gândesc la Ane, care va fi titulară de drept, Ane Parău, la Uiuiu, care e o extremă de mare viitor și care veți vedea că la turneul de calificare va avea o evoluție foarte bună. Pășcălău, fosta jucătoare a Târgoviștei, care are o evoluție foarte bună în Italia, și totul depinde acum de Moni, dacă va mai vrea să joace sau nu, din când am înțeles eu, ea făcându-și retragerea, este tot timpul sunată ca să revină, însă cred că nu va mai juca, iar Larisa deja s-a operat la menisc și iese din calcule. În mod normal, fiind un lot tânăr de perspectivă, eu cred că cele două meciuri cu Israelul și Serbia vor fi câștigate, cu publicul deosebit care este publicul din Târgoviște, probabil va fi sala arhiplină, și obligatoriu cele două meciuri trebuie câștigate, având și un antrenor foarte bun pe bancă, domnul Mandache, sunt sigur că au cele două meciuri vor fi câștigate. După mine, inconvenientul va fi cu Shai Doron, care va vrea să demonstreze că este o jucătoare de valoare, cu toate că la Târgoviște a avut fluctuații foarte, foarte mari.